atunci cred că o să ne prăpădim de râs. Până intrăm în direct cu cineva, hai să citesc, să-mi zici ce părere ai despre numele astea de echipe. Așteptăm și reacții de la ascultători prin intermediul ID-ului Liga B underscore GSP. Dacă știți nume amuzante de echipe, uite, avem în Liga 4 AS Miroș în Argeș, Nord Star Pomârla în Botoșani, că tot am fost în direct și în Botoșani, Tractorul Viziru, Spartac Poșta Câlnău, da, Hercules Băile Herculane, CS Curcani în Călărași, Avântul Pietroiu, mi se pare foarte, foarte tare, Avântul Pietroiu. În Călărași avem trei echipe, Zarea Cuza Vodă, Victoria Dragoș Vodă și Compet Ștefan cel Mare. Îți dai seama ce dueluri este, dueluri foarte, foarte interesante între cele trei echipe. În Constanța avem echipa Cariocas Constanța. Probabil de acolo apar tinere talente precum acel Juninho. Sau Carioci. Sau Carioci, da. În Giurgiu avem Dragoni Ogrezeni și Zmei Ogrezeni. Foarte, foarte interesant. Am înțeles. Deci mai trebuie să mai fie și Balauri. Balauri, da. Da, e un fel de fece Vaslui, unde l-avem și pe Balaur în apărare, l-avem pe Zmeu la mijloc. Uite, tot în Giurgiu, Constructorul Malu Spart. Extraordinar. Așa, continuăm. Maramureș, Rozalina Rozavlea și Brișca Sarasău. Și hai să-ți zic că asta e cea mai tare. Real Andrid în Satul Mare. Statul Andrid are o echipă numită Real. Da, se aseamănă foarte mult cu Real Madrid. Real Andrid. În Liga 5-a, Flacăra Țipar în Arad, Arsenal Hăvârna în Botoșani, FC Enescu Star tot în Botoșani, Ajax Dobrotești în Dolj, Băștina și Suciu de Sus și bineînțeles tot în Maramureș, o echipă despre care s-a mai vorbit, Deportivo La Coruia. La Coruia? La Coruia, da. Și terminăm în stil de mari campioni cu Real Rio Cocoșești din Prahova. Așa, bine, dacă ne-am mai descrețit frunțile, uite, Mihai Victor ne spune în Brașov, fece Hărman Vikings. Da, ne-am amuzat copios, foarte, foarte interesante aceste denumiri, că toți suntem la ligile inferioare. Ce se mai întâmplă prin aceste ligi inferioare? Primarul a amenințat brigada de arbitri cu piatra. Și ce crezi că a primit? A primit o amendă de 500 de ron și o suspendare de 6 etape. Da, i s-a confiscat piatra? Nu știu. Foarte, foarte interesant să ameninți brigada de arbitri cu piatra, să iei doar 6 etape de suspendare. Știi de ce i-au dat doar 6 etape de suspendare? Nu era scuțită? Da, exact. Probabil. Sau era neagră și nu intra la arme albe? Sau... Da, probabil. Probabil, uite, ne spune tot Mihai Victor, Apaca United. Foarte. Bine, eu zic că nimic nu trece divizionarea secundă. Nova Mama Mia, da, Peci, exact. Chiericou mic, da, extraordinar. Chiar mai joacă, chiar astăzi va juca în Liga a 3-a. Și-a făcut un obicei Nova Mama Mia de a juca sâmbătă meciuri din Liga a 3-a. Nu joacă la ora obișnuită cu împreună să cu celălalt. Să nu spui că joacă în nocturnă. Ar fi ceva Nova Mama Mia, Beci Chiericou mic.